am regăsit, dragi telespectatori, ai emisiunii Dreptul la Viață. Iată că cu harul Domnului și cu îndurarea sa am ajuns și în sărbătoarea patimilor Paștelui din anul 2018. Pentru această emisiune din această săptămână am pregătit un program foarte frumos pentru dumneavoastră împreună cu doi invitați, dar nu știu dacă din păcate sau din fericire, să zic așa, se întâmplă ce se întâmplă, nu e totdeauna ce înțelegem noi, dar aveam un program foarte frumos pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră. Așadar, îl vom da acest program în perioada următoare, imediat ce se va putea însănătoși cel de-al doilea coechiper al emisiunii noastre de astăzi. Până atunci ne întâlnim doar noi doi, eu ca în calitate de moderator și domnul Vlad Vasiliu în calitate de invitat, unul din cei doi invitați cu care pregătisem programul săptămânii patimilor. Bine ați revenit în studiourile noastre. Bine v-am găsit pe dumneavoastră, bine v-am găsit, dragi telespectatori. Îi urez partenerului meu însănătoșire gramnică. Pentru că ieri s-a întâmplat. Ieri s-a întâmplat, mână bună pe grif, ca să vă poată cânta melodii de suflet. Așadar, aseară târziu am aflat acest lucru, că ieri a avut loc accidentul și ne-a dat puțin programul peste cap, dar vom încerca să îl suplinim cu drag și cu inspirație, cred, acest program. Tot aseară, mai târziu, am primit de la o telespectatoare emisiunii noastre un mesaj care mi-a plăcut foarte mult și pe care aș vrea să vi-l citesc și dumneavoastră pentru a nu mai citi din Biblie. Cu toate că mai toată lumea știe semnificația acestei săptămâni, din care parcă mai mult decât orice se aude doar zgomotul vacanței de Paște, zgomotul meselor de Paște și așa mai departe. Am să citesc acest mesaj care mi-a plăcut foarte mult pentru telespectatori și pentru a intra în subiectul discuției noastre. Luni, adică ieri, că noi astăzi înregistrăm emisiunea care va fi difuzată în Joia Mare a Patimilor, zicea mesajul așa: luni începe săptămâna cea mare și sfântă a patimilor lui Hristos. Biserica pune înaintea noastră înfricoșatele patime ale Mântuitorului ca să trecem prin ele cu înțelegere și cu folos sufletesc, nu doar trupesc. Mergeți cu toții la slujbele bisericii din săptămâna cea mare și ascultați cu luarea minte și cu lacrimi evangheliile și cântările despre patimile și moartea Mântuitorului. În legătură cu patimile și moartea lui Iisus, dăm aici câteva învățături. Nu mă plângeți pe mine, ci vă plângeți pe voi. Și mergea după el spre Golgota mulțime multă de norod și de femei care plângeau și se tânguiau după dânsul. Și întorcându-se după ele, Iisus a zis: fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci vă plângeți pe voi și pe copiii voștri. Așa ne grește și nouă Mântuitorul: nu mă plângeți pe mine, ci vă plângeți pe voi și păcatele voastre. Aceasta este taina cea mare a patimilor Mântuitorului, și anume să înțelegem că pe Hristos l-au răstignit păcatele omenirii și tu îl răstignești din nou cu păcatele tale. Această înfricoșată gândire trebuie să se trezească în tine, să trezească în tine o ură cumplită față de păcat, și această ură trebuie să te scoată din păcat. Altcum, în zadar te cutremuri când auzi înfricoșătoarele patimi, că și pământul și pietrele s-au cutremurat, ba și iudeii și întreg Ierusalimul s-au cutremurat din înfricoșătoarele patimi, dar nu s-au îndreptat. Un învățător zicea că pe Iisus nici batjocurile, nici palmele, nici vânzarea lui Iuda, nici cuile și crucea nu l-au durut așa de mult ca știință, că Dumnezeu este înainte știutor, că oamenii îl vor batjocori din nou și îl vor răstigni din nou cu păcatele lor după ce au primit odată jertfa crucii. Adică l-a durut știința de dinainte, că știa Dumnezeu care este înainte a toate știutor și înainte știutor, că oamenii îl vor batjocori și după ce va trece săptămâna patimilor, moartea sa și învierea sa. Cititorule, nu cumva ești și tu dintre aceia care răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu? Evrei 6:4. Această mică cuvântare a fost scrisă de preotul Iosif Trifa în revista Lumina Satelor în anul 1923. Așadar, domnule Vasiliu, sunteți arhicunoscut în urbea noastră și nu numai, dar mai ales aici, ca un om cu spirit pătrunzător în ale Duhului lui Dumnezeu, în ale celor sfinte. Cum
simțiți, ce puteți să ne spuneți din inspirația și din trăirile dumneavoastră, care mai sunt ca altă dată sau nu prea mai sunt la același fior cu care le-am trăit în copilăria și în tinerețea noastră? Există o curbă și cred că în viața fiecărui om, dacă de mic, cum am fost eu, am avut bucuria, fericirea de a avea alături de mine o bunică evlavioasă, niște părinți care chiar în vremurile acelea tulburi, tata era militar, dar își lăsa haina militară și trecea peste drum la biserică. Devenea omul. Dacă ai acest noroc, îți dă acel crescendo în viață. Nu înțelegeam. E firesc, e normal. Să nu înțelegi de mic ceea ce înseamnă credință, ceea ce înseamnă jertfă. Dar învățasem un lucru. Mama se supără, dar se împacă pentru că e mama ta și te iubește. Bunica la fel, tata la fel. Dar nu îl supăra pe Dumnezeu. Asta am învățat-o de mic. Am rămas cu această dorință de a face bine. Vă rog să mă iertați, dragi telespectatori, dacă cumva i-am greșit cuiva, acum îi cer iertare. Dar n-am făcut-o cu voință. În schimb, în vârtejul vieții, la un moment dat, începe să coboare acea curbă. Încep să devii mai fără timp, mai mercantil, mai egoist. Vrei să fie bine, dar vrei să fie bine aproapelui tău și aproapele tău. La un moment dat e doar mama, tata, copilul, cel de alături de tine. Nu e adevărat. Aproapele meu sunteți dumneavoastră, aproapele meu sunteți voi, dragi telespectatori. Și atunci, această curbă descendentă prinde la un moment dat, spre bătrânețe, din nou ascendența. Poate de aia se spune, încă din vechime, că ne întoarcem la anii copilăriei odată cu bătrânețea. E posibil și asta. Dar acum înțeleg altfel lucrurile. Atunci poate că a fost frica de Dumnezeu să nu greșesc. Acum este dorința de a mă apropia de Dumnezeu și încerc să nu greșesc. De a te împăca. Cam astea sunt. E foarte adevărat că m-a izbit fantastic și de un an de zile mi s-a schimbat viața, zic eu, în bine, după pelerinajul făcut la locurile sfinte. O să revenim asupra acestui pelerinaj. Așadar, în această săptămână, dumneavoastră, prin intermediul televiziunii Express TV și al emisiunii Dreptul la Viață, veți oferi un cadou din simțirea, din trăirile dumneavoastră și de copil, și de tânăr, și de actor, și de om, actor al vieții, până la urmă, cum suntem cu toții, și, bineînțeles, experiențele dumneavoastră, pentru că aveți o vârstă de la care nu numai că aveți dreptul, dar chiar sunteți obligați să împărtășiți cu ceilalți, cu aproapele vostru, așa cum a spus Mântuitorul. Și când a vorbit despre aceasta cu aproapele vostru, unii l-au întrebat, și cine e aproapele meu? Și atunci a dat pilda cu cel căzut între tâlhari. Că a trecut un preot pe lângă el, a trecut mai departe, era căzut între tâlhari. A trecut un levit care era tot ceva ca un fel de preot, slujitor la templu, mai departe. Și s-a oprit asupra acelui căzut între tâlhari, plin de sânge și de răni, doar un străin samaritan. Și el a zis, a întrebat la urmă, cine credeți voi că a fost aproapele omului căzut între tâlhari? Întâmplător n-a fost nici preotul atunci, nici levitul care era slujitor la templu, ci un om care nu avea practic o meserie sau o funcție din asta legată de religie, de preoție, ci era un străin și călător, dar era un om care a avut milă și dragoste față de cel căzut între tâlhari.
Din acest punct de vedere, așa cum a spus dumneavoastră, poate că atunci când se naște copilul și până la o anumită vârstă, este sănătos, este plin de avânt și așa. După aceea, între tâlharii vieții, care sunt păcatele, grijile multe, nevoile și așa mai departe, care l-au coborât, l-au chircit, l-au gârbovit pe bietul om, când începe să coboare, începe să-și aducă aminte de acele momente când era tare și mare, era puternic, era neînfricoșat, când era copil și când era tânăr. De aceea această curbă așa este foarte adevărată, pentru că ea este până la urmă una cu să propice firii umane sau care ține de firea umană. Până la urmă toți suntem așa. Ați pregătit și niște poezii și niște gânduri minunate, deci vorbim despre această săptămână, ce vă vine în minte, dacă vreți, joi, când se difuzează emisiunea noastră prima dată, în Joia Patimilor, deci Joia Mare, acolo a avut loc cina cea de taină, trădarea și multe dintre adevărurile care au rămas până în ziua de astăzi de neschimbat și pentru totdeauna. Așadar, să intrăm mai adânc în subiect. Da. Din recitările mele cu zilele astea care le-am simțit la Ierusalim, mergând pe drumul crucii. Și poezia se cheamă Patimii, moarte, înviere. Deci este un avantaj extraordinar, un privilegiu pentru creștinii care reușesc să ajungă și la Ierusalim. Să simtă cumva ceva din fiorul acelor vremuri de acum 2000 de ani și să le transpună ca dumneavoastră. Vă contrazic. Vă rog. Vă contrazic. Doamne, iartă-mă că sunt în săptămâna mare. Aproape că nu pot să zic urăsc. Dar nu mi-a plăcut. N-am simțit marea bucurie de a păși pe acele locuri mergând pe drumul crucii. Pentru că de o parte și de alta erau magazine, comerț. Trăgeau de tine să le cumperi toate prostiile, okay. Și nu puteai să te aduni, să te reculegi. Atunci, doar în sfintele lăcașuri, dacă intrai și aveai norocul să nu fie un grup mare care și aia fotografia autor. Mă bucur, domnule, o mică paranteză, că m-ați contrazis, pentru că eu am să vă mărturisesc public ceva ce n-am spus niciodată. Bănuim și știm oarecum că la originea noastră, a familiei noastre, există și ceva sânge evresc. Am prieteni acolo, am cunoștințe care au plecat de aici. Am simțit de multe ori dorința de a ajunge acolo și totuși ceva m-a reținut. Exact ce a spus dumneavoastră, faptul că parcă nu mai sunt acele vremuri, nu mai respiri și nu mai inspiri acel aer care era mai de mult. Chiar nu 2000 de ani în urmă, chiar și 100 de ani în urmă, când pe acele locuri sfinte nu era atâta comerț, atâta mercantilism, și asta mi-aduce aminte că în momentul în care Mântuitorul a venit în Ierusalim, de Ierusalim, și a intrat în templu, exact. A găsit acolo mese de schimbători de bani, de comerț, de tot felul, cum spuneți dumneavoastră, poate nu chiar atât de agresiv ca astăzi, și el a spus, le-a răsturnat mesele și le-a aruncat banii pe jos și tot ce aveau pe acele tarabe, și a spus, ați făcut din casa mea, casa tatălui meu, o peșteră de tâlhari. Și am ezitat să merg în Ierusalim. Am zis să-l păstrez eu în mintea mea și în sufletul meu, așa cum îl am eu din cărți și din... Și încă nu m-am hotărât să mă duc acolo. Dar mi s-a părut totuși că e totuși un avantaj în plus să și vezi cu ochii. Pentru că imaginea face mai mult decât spusa și decât auzita. Exact. Și acum nu vă mai interzic. Dar am vrut doar să spun de ce nu am ezitat eu să merg la Ierusalim. Da. În schimb, în clipa când am intrat în... În liniștea locului. În biserici. Când am fost în locul unde este acea stea care e locul în care a fost înfiptă crucea pe Golgota, în clipa când am fost în mormântul sfânt de unde se ia lumina, am simțit altceva. Fără să vreți, chiar. Cu totul și cu totul altceva. Afară, drumul acela, acel drum al... Ăla pe mine, în gândul meu, mă impresionează cel mai mult acea patima a mersului spre neființă, spre moarte. Acel drum al crucii aș fi vrut să-l simt. Din păcate, ăla nu l-am simțit. Am simțit Betleemul, nemaipomenit. Locul unde s-a născut. Muntele Tabor,
nemaipomenit la schimbarea la față. Chiar am o experiență colosală de acolo. Dacă vreți, vă povestesc, lăsăm poezia. Că poezie știu. Când vreți, dacă aveți, vă rog să spuneți și poezia. Noi am plecat în luna august, când e schimbarea la față pe stil vechi, exact în ziua, în noaptea aceea, să fim pe tabor. Adică undeva pe 13-14 august, exact. Cam așa. Mers acolo de cu seară. Se spun legenda, povestea, adevărul spune că în acea noapte se coboară un nor. Și toată lumea spunea că în fiecare 6 august dată respectivă, în fiecare an, se coboară norul. E, vreau să trăiesc să-l vedeți. Minune. Pentru că zona din jurul acestui deal mai mare, care îi se spune Muntele Taborului, da? Care îi se spune Tabor. Muntele Tabor. E secetă. La, odată la 34 de ani plouă. Extraordinar. Cum? Coboară norul. Coboară norul. Într-adevăr, dacă vă arăt fotografii, că am făcut enorm de multe, încă de cu ziua, se învârtea un noruleț. Se învârtea un noruleț pe sus. Deci e o mărturie absolută a dumneavoastră că l-ați văzut. Nu... Să nu mai lungeți vorba. Da. Am stat toată noaptea. Slujbe nemaipomenite în toate limbile ortodoxe, inclusiv româna noastră. Da. Nemaipomenite slujbe. N-am văzut norul. Coborâm de pe deal, de pe munte, de unde este mănăstirea, jos tot ud. Doamne, de ce e ud? A plouat? Mașinile ude cu... Da. Tot ud. N-a plouat. Și totuși era ud. În clipa când am desfăcut tableta și m-am uitat, toate fotografiile mele aveau punctulețe. Încă... Noi eram în ceața norului, dar nu ne-am dat seama. Extraordinar. Oameni buni, noi nu știm că suntem, avem în noi dumnezeirea. Dumnezeu este cu noi întotdeauna. Totul e să-L vedem și să-L acceptăm. Altfel, măcar Toma necredinciosul să fim, nu Iuda sau altcineva. Dar acum sunteți ferm convins pentru totdeauna cât mai trăiți că acel nor, acea minune se întâmplă. Pentru că ați simțit-o practic. N-ați văzut-o, dar ați simțit-o. Exact. Asta e culme. Da. Este... E fantastic. Da, încă o dovadă a dumneavoastră că Biblia nu este o măsluire a unor minți luminate, nici n-ar putea nimeni să scrie. Dacă ai citit Biblia, îți dai seama că nu există niciun om sau 100 sau 1000 de oameni care să stă să scrie Biblia așa cum este ea. N-are cum. Da, vă rog. Și ați scris niște gânduri după venirea de acolo, da? Am scris, am început cu o rugă de mulțumire, care poate am să vă citesc mai târziu. Așa e și frumos. Așa. Da. Patim moarte înviere. Când, Doamne, ți-au intrat cuiele în palme, tot omul a fost țintuit cu ele și împroșcat de ură și sudalme, cu umerii striviți de patim grele. În tălpi, când cuiele au fost bătute, tot mersul omenirii s-a oprit și numai cei cu sufletele slute se bucurau meschin că ai murit. Plângeau cei dragi cu inima zdrobită și cerurile în două se desfac. Uitau de mila ta nemărginită. Tată, îi iartă că nu știu ce fac. Când au găsit mormântul tău pustiu, toți se cutremurară în ființă, dar tu în ceruri pururea ești viu și tuturor ne ești de ajutorință, căci prin credință capeți neprihănire și prin mărturisire ajungi la mântuire. Ce frumos! Cum spune Sfântul Pavel, că și prin credința din inimă... De astea sunt citate Da, sunt versificate. Da. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Da, această săptămână și această emisiune, prin
semnificația ei sfântă, prin fiorul pe care ar trebui să-l degaje și pe care ar trebui să-l simtă toți creștinii, până la marele praznic, să zicem, de ziua învierii, când toată lumea se așează la masa plină de bunătăți specifice Paștelui, ar trebui să încercăm să ne, nu știu cum să ne suprapunem puțin, să ne punem în, cât putem în starea aceea pe care a trăit-o Mântuitorul și Ierusalimul în acele momente ale pătimirii și să simțim și noi ceva. Pe de altă parte, cei care s-au anevoit și au ținut și post sunt și mai binecuvântați și mai profund mișcați și atinși de Harul lui Dumnezeu, iar noi prin această evocare acestor evenimente nu încercăm decât să prețuim și să comemorăm sau să celebrăm, cum vrem să o luăm fiecare, acele evenimente care au dus la eliberarea noastră spirituală și la recăpătarea vieții veșnice pentru cei care cred și care se vor învrednici de aceasta. Acesta este scopul întâlnirii noastre de astăzi și încercăm și noi să aducem o parte din fiorul acelor vremuri ca să nu le uităm. Se pare că într-o altă parte a lumii, în lumea cea mai bogată, așa zis, extrem de civilizată, aceste evenimente nu au rămas decât golite de conținut, pentru că toată lumea creștină evocă și trăiește, dar în felul ei, această sfântă sărbătoare, cea mai mare a creștinătății, învierea lui Iisus, pătimirea și moartea și învierea lui Iisus, dar în acea parte de lume, aceste sentimente aproape nu mai există deloc. Ne spun martorii din lumea ultra-bogată și ultra-civilizată, din emisfera nordică, din America și din Europa, care practic nu mai simt aproape nimic din ceea ce vorbea domnul Vlad Vasiliu și din ceea ce cu toții am avut poate o bunică, cel puțin o bunică, am avut norocul să avem poate și niște părinți care ne-au învățat de mici copii cum să ne împreunăm degetele, cum să respectăm această sărbătoare deosebită. Pot să vă completez? Vă rog mult de tot. Tot cu poezie. Vă rog. Luăm aminte? Ne este existența poluată și pătată cu zgură și noroi? Domnul Iisus, cu dragoste de noi, ades ne-a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Dar oamenii răi sau lași, pângăritori trufași, uită povața, cel ce se smerește pe sine se va înălța. Și ura în lume crește. Arhanghelul Mihail calea ne-o ține, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Dar în mintea noastră mică nu deslușim slăvitele cuvinte. Lumea se strică. Oameni, oameni, luați aminte. Aproape că n-ar mai fi nevoie să mai spunem noi nimic dacă am citit tot timpul, pentru că poezia este mai accesibilă și poezia însoțită și de muzică este cu adevărat letală în sens bun al cuvântului, adică te cucerește, te copleșește pur și simplu. Și dacă muzicantul nostru din această emisiune este în suferință acum pentru că a avut un accident, sperăm să se facă bine și să putem să ne reunim din nou. Am vrut să spun că cuvântul lui Dumnezeu însăși pare așa ca un vers care se imprimă mult mai bine în memoria noastră decât vorbele noastre, de multe ori neputincioase și mai ales lipsite de fiorul pe care ar trebui să-l aibă cel ce rostește cuvântul Domnului. Dumneavoastră văd că o faceți destul de profund prin modul, talentul de recitator, dar și prin faptul că vă recitați deocamdată doar versurile dumneavoastră. Pentru că eu consider și simt că oamenii care sunt în stare să scrie sentimentele lor, să le pună într-un vers sintetic, dar și ușor de înțeles de auditoriu, mi se pare că sunt niște oameni extrem de binecuvântați, poate cei mai binecuvântați. Cândva în copilăria mea am zis că acești oameni care scriu poezie în general sunt ca niște zemizei din antichitate care sunt hărăziți de Dumnezeu
cu cele mai mari daruri, pentru că simt cuvântul și îl livrează și altora, dacă trebuie să vorbim tot așa în limbaj din ăsta. Așa că apreciez faptul că ați simțit și că ați avut acest dar și talent, de care poate, nu știu dacă sunteți foarte conștient, deși se spune că nu e om să nu fi scris o poezie și că românul s-a născut poet, nu-i chiar așa, pentru că doar unii dintre oameni și dintre români au darul binecuvântat. Drept pentru care o să vă rog să-mi permit să citesc și eu o poezie care nu e a mea, care este a unui mare poet creștin despre care noi am mai vorbit aici, Traian Dors. Este un om care este poate cel mai hărăzit om pe care l-am cunoscut în talentul de a scrie poezii, pentru că pe cele mai multe le-a și trăit aievea religioase. Și am găsit aici o poezie care se cheamă E noaptea învierii. Sigur, noi suntem încă în săptămâna patimilor, dar pentru că nu ne mai întâlnim, vom citi și despre această înviere care se va întâmpla sâmbătă spre duminică noaptea. E noaptea învierii, o, până aici afund chemările de clopot, căutându-mă pătrund. Pe glasul lor de afară vin gândurile stol, umplându-mi dintr-o dată întreg mormântul gol. Poetul Traian Dors era în pușcărie în acest moment când a scris. De aceea vorbește de acest afund și glasul de afară vin gândurile stol, umplându-mi dintr-o dată întreg mormântul gol, pentru că era ca într-un mormânt în acea celulă în care era și dumneavoastră. O, Paștile din anii copilăriei, când era atâta soare pe față și pe gând, când primul clopot noaptea trezindu-ne venea, lumina dintr-o dată pe toate strălucea, lumina dintr-o dată pe toate strălucea. O, cămășuța nouă și oul înroșit, bisericuța albă pe dealul înflorit, lumina învierii, fiorul neuitat, din clipa sărutării Hristos a înviat. De amintirea sfântă tuturor luat, aș vrea să spun spre un suflet, Hristos a înviat, dar sunt atât de singur și gândurile roi pe același glas de copot le retrimit înapoi. Niște oameni care au trăit. Super. Aș vrea să vă răspund cu o poezie a lui Radu Gir, alt mare martir al închisorilor și mare poet creștin, cu sens creștin, vă rog. Ești, Doamne, bun, eu pământean și rău, și-n dragoste nu-ți semăn, nici în milă, dar după rănzi sunt chip din chipul tău, de pardospit din cer, nu din argilă. Nu ți-am râvnit nici razele subțiri, nici tălpile străpunse de piroane, dar tu mă faci părtaș în răstigniri și-ți tot în gând o sânda din icoane. Sfințit pe cruci pe care nu m-am vrut și de învieri pe care nu le-aș cere, nu știu, tu te cobori la mine în lut sau eu mă urc spre raiul tău, bând fiere. Cu necerșita slavă mă încarci și în cuie, când sfințenia mă frânge, oftând mă uit la rănile-mi prea largi și-ți cresc alături, Doamne, sânge lângă sânge. Ce profund au trăit oamenii ăștia, paradoxal cu ceea ce știm și de ce ne temem cu toții, că nu-și dorește nimeni să ajungă în închisoare. Nici măcar cei care, să zic așa, prin faptele lor ar fi îndrituiți sau, mă rog, datori să ajungă în închisoare. Dar vorbim despre oameni care au ajuns în închisori din dragoste față de Dumnezeu, cum a fost poetul Traian Dors și mulți alții, și iată Radu Gir și alții preoți, sute de preoți și de martiri ai credinței noastre, care într-un fel au adus și ei obolul, dacă vreți, conștiinței neamului acestuia românesc, pentru că anul acesta împlinim și 100 de ani de la binecuvântata împlinire, când a fost România cea mai mare
de la, cred că de la Mircea cel Bătrân, n-a mai fost o România atât de mare, cu spații și cu teritorii atât de întinse. Și iată că curba aceea de care pomeneați dumneavoastră a coborât iar și cu neamul nostru, nu numai cu unul dintre noi, pentru că iar am ajuns la vreme de obidă și de împărțire și așa mai departe. Și aducem un omagiu tuturor acelor martiri care au crezut în Isus, care au crezut în credința creștină și care ne-au ajutat, nu numai și-au ajutat sufletele lor pe acolo prin văgăuna umbrei morții pe unde treceau, dar ne-au ajutat și pe noi ca oameni ca să fim astăzi aici, pentru că dacă n-ar fi fost ei, s-ar fi produs un hiatus și noi n-am fi știut nimic. Și dacă n-ar fi fost credința noastră în jurul căruia s-a format conștiința neamului nostru și chiar neamul nostru însuși. Din păcate însă, eu simt acut această rupere a lumii noastre, această secularizare, răbdare, cum se spune, da? Fără răbdare, fără credință, fără frumos, da. O simt din ce în ce mai dureros. Da, pentru că numai puțin, numai că de ce am ajuns în situația aceasta? Pentru că partea trupească din noi, care se vede, este materială, e, aș zice, într-un fel mai mare, voluminos ca volum decât partea sufletească, că a spus că Dumnezeu este în noi și așa este. Avem o scânteie din Dumnezeu fiecare dintre noi. Ea nu se vede, ea se simte, ea este ceea ce animă lutul acesta al corpului nostru. Și noi am ajuns, domnule Vlad Vasiliu, la o anumită secularizare, o anumită separare atât de mare de a sacrului de trupul ăsta, de profan, de material, încât aproape am sufocat sufletul nostru și ca individ și ca națiune, ca lume întreagă, și de aceea se simte și simțiți dumneavoastră această sufocare, pentru că ne închinăm și trăim mai mult pentru trupurile noastre, pentru materie, pentru, da, această moștenire care oricum se va nărui într-o zi, în detrimentul celelalte spirituale care chiar rămâne eternă. Și din această cauză suntem cumva spre coborârea, panta aceea, ultima sută de metri, aș putea să spun, vedeți, și natura e supărată și obosită și aproape înfrântă, da, de oameni. Se topesc ghețarii, se schimbă, iată, anotimpurile, nu mai știm care e primăvară, care e iarnă, totul se confuzează. Asta înseamnă că suntem cumva pe turnantă, că va fi 100 sau 1000 de ani, asta nu știm, numai Dumnezeu știe. E cert este că semnele ne arată că suntem la un moment de separare a sacrului de profan și cu tendința ca profanul să înghită sacru și să-l acopere, atât de tare încât ne temem că în curând luminița aceasta creștină, pentru că iată, credința creștină este singura credință bazată pe iubire. Ați vorbit acolo despre iubire. Iarte că nu știu ce fac, deși ar fi putut să ne spulbere dintr-o fracțiune de secundă. Ne-a iertat și ne-a iubit. În condițiile astea, iubirea lui Dumnezeu se întinde, dar are și o limită până la care se va întinde. Și o răbdare, da? În trepidanta lume ce ne înconjoară, când dura stinge aprig iubirile din noi, când banul și plăcerile înfioară, când nu mai avem cruce, nici viață de apoi, cât nu vedem pe cer a stelelor sclipire, când nu simțim pădurea sau marea fremătând, nu mai avem credință, nici iubire. Și pe Iisus înaltul îl alungăm din gând. N-avem compasiune, numai într-o doară mai aruncăm fărâme la cel neputincios, nici dragoste de aproape să ne doară, nu o simțim acută, nici sufletul, nu-i sufletul pios. Suntem atei cu gândul, totul e amăgire, la sfintele lăcașuri ne ducem tot mai rar, păcatele făcute în neștire ne aburesc cu lacrimi al sufletului far. Când banul și plăcerile înfioară, nu mai avem credință, nici iubire, nici dragoste de aproape, să ne doară păcatele făcute în neștire. Această stare în care am ajuns nu se datorează lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, în dragostea lui cea mare și de neînțeles, atunci când strămoșii noștri Adam și Eva au păcătuit în grădina Edenului,
a întocmit un plan de reîntoarcere a noastră a oamenilor, da? În acea stare din grădina Edenului în care, deși eram goi trupește, nu vedeam, nu simțeam, eram, nu munceam, nu sufeream, nu muream, da? Eram fericiți. Pentru această întoarcere înapoi, Dumnezeu a făcut acest plan pe care l-a întins pe câteva milenii bune, cu preț uriaș datorită păcatului strămoșilor noștri și a nostru, și a făcut tot ce depindea de el. Asta vreau să spun. Prin moartea și învierea Domnului a fost ultima, penultima etapă, aș zice, a planului lui Dumnezeu, pentru că ultima etapă a fost la ziua cincizecimii, când a coborât a treia persoană a Dumnezeirii, adică Sfântul Duh printre noi, da? Dumnezeu și-a făcut datoria față de noi, ne-a binecuvântat, ne-a salvat, ne-a ajutat, dar datorită stării în care am ajuns noi, starea de care am ajuns noi astăzi, omenirea, se datorează doar faptelor noastre, pentru că noi, în loc să iubim Creatorul, am iubit mai mult făptura Creatorului. Adică omul din noi înșine, egoismul, cum a spus, banii, puterea, slava lumii acesteia, și care până la urmă ni se vor risipi din mână ca nisipul sau ca apa, pe care nu le putem ține în mână, da? Și din această cauză am ajuns aici, dar asta nu e datorită lui Dumnezeu, ci datorită neînțelepciunii noastre umane. Am ajuns să trăim aceste vremuri de confuzie în care bucuria nu mai este bucurie, sărbătoarea parcă nu mai este chiar așa de profundă, și să vedem, o să vedem fără să vreau asta, că încet, încet se va pierde tot mai mult din fiorul credinței și al sărbătorilor pe care le trăim, pentru că ele sunt golite de conținut. Adică știți cum se spunea odată, limbajul de lemn era cel care n-avea, nu spunea nimic, vorbea mult, dar nu spunea nimic, n-avea conținut. Acest limbaj de lemn se întâlnește, din păcate, astăzi chiar și în templul Domnului, chiar și în biserică. Și vreau să vă mărturisesc ceva. Duminică am fost la Sfânta Biserică de Florii. Am vrut să merg de la început și am stat aproape 3 ore în picioare, într-o căldură insuportabilă unde am fost la biserică. Nu despre asta e vorba. Însă, în afară de cuvintele slujbei, care sunt frumoase, și cântările minunate pe care sfinții noștri părinți, cu multe rane și cu care au plătit cu viața lor, care le-au scris acestea, am văzut oamenii care le executau, și preoți și cântăreți, am văzut și slujitorii bisericii, mi s-a părut atâta de distanțate una de alta, știți? Cuvintele erau frumoase, cuvântul Domnului și cuvintele Sfintei slujbe, iar felul în care vorbeau oamenii, chiar și preoții, și predica, o predică atât de slabă, cum nu vă imaginați, n-am simțit nicio bucurie din punctul ăsta de vedere. Și nici nu s-a terminat bine predica și dintr-o dată au țâșnit din ambele părți câte doi oameni cu niște cutii, cu niște lighene, deși practic când am luat salcie de afară, am pus un ban acolo, fără să știe Domnul, nu am luat un fir de salcie de acolo. Dar după aceea ne-au agresat efectiv cu aceste strângeri de daruri. Construim biserici, hanuri, nu biserici, cum erau odată, mici și pline de credință și așa mai departe. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar vreau doar să spun că am confundat spiritul cu materia. Și din cauza asta nu mai simțim ceea ce ar trebui să simțim, și dumneavoastră ați remarcat în poeziile dumneavoastră. Din păcate, noi, toți oamenii, pentru că suntem ființele lui Dumnezeu, suntem înzestrați cu un har. Păi nu, din păcate, uităm, e din fericire. Nu. Da, e din păcate că uităm. Uităm de acest har. Da. Îl neglijăm sau îl minimalizăm. De ce? Acea grabă nebună de a egoism, trăi, grabă, da, și de a trăi repede și, dacă se poate, bine. Sări peste etape. Dar bine astăzi nu mă interesează binele de mâine ale copiilor mei, ale celorlalți. Să-mi fie mie cât mai bine astăzi. Și acest lucru se întâmplă datorită faptului că am părăsit, cum spune undeva în Vechiul Testament, Domnul Dumnezeu spune așa: pentru că m-ați părăsit pe mine izvorul apelor vii și v-ați săpat vouă înși vă puțuri care sunt crăpate și nu pot ținea apă, v-am lepădat sau să vă uit. Se supăra Dumnezeu, pentru că era, ne iubea cu o gelozie sfântă, și așa ne-a iubit mereu, și zice: băi, te iubesc cu o gelozie sfântă, că te-am săpat în palmele mele ca să nu uit, chiar dacă mama își uită copilul ei, eu nu vă voi uita niciodată, pentru că v-am săpat în palmele mele. Atâta dragoste de la Dumnezeu, și noi atâta de mult ne-am îndepărtat ca și fiul cel pierdut de tatăl și de hanul care trăiam cu toții, cu tatăl nostru. Dar
cum după o săptămână a patimilor am fost învățați să vedem lumina, absolut. Noi sperăm lumina care va veni. Lumina a venit, dar știți care e completarea imediat? Veniți de luați această lumină. Exact. Faptul că a venit lumina nu-i de ajuns, trebuie să veniți să o luați. Da. În seara serilor, din ziua zilelor, la ora orelor, când tot era durere și unghi în carne vie, s-a prins o nouă rază, onirica făclie. Dorită și iubită, chemată, așteptată, din bezna neființei, ea izbucni curată și mii de flori, plăpând de flori, cu lumea lor gingașe de culori, depuse pe altarul nepătat, șoptesc în zori: Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Oricât de slabi am fi noi și oricât de nevrednici și netrebnici ne-am dovedit noi oamenii, vorbind la modul general, dar și particular, această venire a luminii lui Dumnezeu, această încununare a planului lui Dumnezeu, cum spuneam, de restabilire, de restaurare a omului din grădina Edenului, n-are nicio vină. Ea a rămas absolut la fel de puternică, la fel de luminătoare, la fel de încălzitoare, dacă putem să spunem, de speranță, de plină de speranță, de totală de speranță. Un singur lucru mai rămâne. Masa e pusă, cu de toate. Unde sunt mesenii? Ei trebuie să vină la masa aceasta, da? Sunt meseni mulți, domnule. Da, dar la mesele... Dar știți cum stau, dar în picioarele și se învârt în jurul mesei, iau ce cred că e bun, mănâncă pe fugă și pleacă. Dar nu vorbim de nu masa... Nu se așează la masa aceea. Să se așeze cu exact. Gândurile acasă așezate, da? Iar în bucătura aceea sunt guste cu evlavie. Așa este. Că și de-aia există. Mă gândesc mai mult la masa spirituală decât exact. La ceea ce, iată, că astăzi se vorbește doar despre mel, despre piață, despre prețuri, despre lipsuri, despre ce facem noi. Observați, mă agasează, mă doare acest lucru, că se discută mai mult despre partea stomacului și nu despre partea... Ați auzit dumneavoastră sau auziți pe cineva? Eu n-am auzit. Pe la televizor, pe undeva, să zic: Doamne, ce ne facem noi că suntem păcătoși și vine Paștele peste noi și nu avem starea sufletească care... Ați auzit plângându-se pe cineva? Nu. Mai toată lumea se plânge că sunt bani puțini, că mielul e scump, că aia e ieftină și așa mai departe. Adică numai de greutăți, dar de faptul că suntem păcătoși, că suntem încă nerezolvați spiritual vorbind, nu au pe nimeni să se plângă. De ce, domnule Vasile Ion? Cum se explică această lipsă de sensibilitate a noastră? Păi, cred că se urmărește. Există acel satanism în fiecare din noi, chiar. Adică partea răului, ca partea să zicem, răului, da? În fiecare din noi, care acceptă mai curând vulgul, acceptă mai curând micimea, comunul, decât da. Acel sâmbure de lumină. Uitați-vă că în școli eu îmi venea să urlu și până am zis: să ierte Dumnezeu că eu nu am putere. Istoria este distrusă. Noi nu mai știm istoria teatrului. Copiii noștri nu o învață cum trebuie. Istoria teatrului sau a teatrului? Istoria, iertați-mă, istoria teatrului lumii. Istoria României. Da, da. Limba română, vorbim... Doamne! O siluim, o chinuim efectiv. Îngrozitor. Da. Și din funcții care reclamă, mai ales acolo. Sus, nu avem acea școală. Mi-aduc aminte, iubiți spectatori, telespectatori, și eu, când eram puștiu, uram gramatica, dar am învățat-o și bine am făcut că am învățat-o. Sigur, da. Uram acea teorie, dar în clipa când acea teorie îți intră în sânge, vezi că practic înseamnă fantastic de mult. Altfel îți pui gândurile, altfel și poți... Și salvezi viața, domnule. Mi-aduc aminte că în 2004, dacă nu mă înșel, a fost acel tsunami uriaș care a distrus în Asia
plaja cu mii de oameni. Era un copil acolo, o copiliță, despre care am citit, e fapt real, nu-i poveste, care învățase la școală că atunci când se produce un cutremur subacvatic, prima dată apele se trag spre mijloc și după aceea vin înapoi. Și le-a spus celor de pe lângă ea, eu am învățat la școală că trebuie să fugim. Și câțiva au ascultat-o și au fugit. Pentru că apele s-au tras în mijloc la cutremur și după aceea a venit tsunami uriaș. Ea a scăpat pentru că a învățat la școală. Și cu cei câțiva care au ascultat-o. Când, da. Când istoria, geografia țării nu o mai înveți, cum să te apropii tu de pământul tău? Nici măcar mormântul strămoșilor nu mai știu unde este. Da. Când limba română, am găsit o profesoară de română, a pus pe Facebook că e o prostie să-l învețe, să-i învețe pe copii Eminescu. Cum să fie o prostie? Bine, bine, ca să-i învețe profesor să fie oră de religie. Profesor de limba română să spui așa ceva despre, da, sigur, Eminescu? Un caz, din păcate, nu e singular. Dar nu despre asta, hai să nu vorbim despre particularități, ci să vorbim de faptul că lumea, în general, zice, avem drepturi, suntem europeni, deci scoateți-ne nouă ora de religie, dau un exemplu, că nu avem nevoie de ea. Băgați-ne altfel de ore de educație sexuală, de nu știu ce, de nu știu ce, care sunt și ele la locul lor fiecare. Dar acest atentat la un obiect, de exemplu, care ne conștientizează și ne trezește sufletul nostru, este o autodistrugere, domnule, o sinucidere. Hai să nu mergem pe asta, că dacă mergem așa, găsim o grămadă de exemple. În această săptămână și în această seară, când se difuzează emisiunea, să nu uităm de faptul că unul din cei 12 care stătuse cu el la masă, l-a urmat, l-a auzit, l-a vândut pe Iisus. În Iuda este o poezie a tot a poetului Traian Dorț care spune că nu-i numai Iuda vinovat, nu numai el te-a trădat, noi toți te-am trădat de multe ori prin faptele noastre, prin felul nostru de a fi. Haideți să încercăm să ne reîntoarcem pe urmele oilor la casa staului nostru, la credința noastră, cum spunea undeva în Biblie, tot așa spune. Când el a postulat lumină să se facă, pe toți ne-a inundat iubirea sa cea sacră. Lumină din lumină, spre ea tânjim mereu și alungăm urâtul crezând în Dumnezeu. Când primăvara în muguri se arată iar senină, o faclă se aprinde. Veniți de luați lumină. Lumina ne-a fost dăruită de Dumnezeu. Haideți să venim să o luăm. De unde o luăm? Din cuvântul Domnului, în primul rând, și din cuvintele oamenilor care au ascultat cuvântul Domnului și care au pus în practică. Îmi permit și eu să mai citesc o poezie, apoi veți avea dumneavoastră cuvântul până la sfârșitul emisiunii noastre, pentru care mai sunt câteva minute. Zice poetul Traian Dorz așa: poate fi înfrunzită lungă o poezie legată de această sărbătoare. Poate fi înfrunzită lungă iarba să o înveșmânte, meii pe câmpii să zburde, graurul să cânte, pot cireșii să înflorească, inul să răsară, poate câmpul să înverzească, nu e primăvară. Pot copiii să se joace, vântul să adie, pot să îmbrace în zâmbet caișii toți la vie, caișii. Pot albinele să alerge floare după floare, clopotele să cânte, nu e sărbătoare. Pot să sune mii de strune, cântecul suspină, pot să ardă candelabre, jalei în lumină, pot să fie ouă roșii, casa e tăcere, cât mormintele sunt pline, nu e înviere. Când nu vor mai fi pe lume ziduri și lăcate, când va respira și gândul numai libertate, când va fi lumină în casă și senin pe afară, aia fiva sărbătoare, aia primăvară. Frumos. A fost scrisă în perioada comunistă în care credința era jocorită și... Dar din păcate ne-am ridicat pentru libertate și am ajuns la libertinaj. Deci, exact, asta este o trasătură foarte corectă. Libertatea din 90, pe care noi ca popor ne-am câștigat-o, am transformat-o în libertinaj. Și asta înseamnă sclavie și mai mare decât cea dinainte. Dar să încheiem într-o notă
oarecum optimistă, pentru că anul trecut mi-aduc aminte, în aceeași săptămână mare, ziceam, dacă Domnul ne va îngădui să ajungem și la anul, vom mai vorbi despre acestea. Iată că ne-a îngăduit Domnul. Nu știm acum iarăși dacă la anul 2019 vom mai putea să fim împreună în lumea aceasta, în viața aceasta sau pe scaunele acestea, să vorbim despre aceste evenimente. Așa că v-aș ruga să încheiem într-o notă, ca și cum e și sărbătoare, dar e și ultima dată când ne... Atunci am să citesc ruga de mulțumire. Eu aveam pregătit o poezie. Le puteți citi pe amândouă și închidem. Da? Da. Atunci merg cu aceasta. Vă rog. Și e frumos să sfârșim cu mulțumire către Dumnezeu și cu binecuvântare pentru telespectatori. Când sărbătorile creștine ne adună în jurul mesei pline, preling un strop de vin sau rouă, gândind la cei ce ni-s dragi nouă, la cei ce-s duși sau doar plecați, părinți în ceruri înhumați, amici de suflet ce-s departe în lumi străine sau în moarte, amante ce-au lăsat un rid pe sufletul acum arid și le păstrez un loc la masă copiilor ce nu-s acasă, iar de aud cumva în eter toți singuri sunt în colț stingher. Când sărbătorile creștine ne adună în jurul mesei pline, aprind un sfeșnic de lumină pentru cei dragi. Poate or să vină. Sau poate o să mergem noi la ei. Fie în cer, fie în altă parte. Dragi telespectatori, încheiem prin a mulțumi Domnului pentru faptul că a întocmit acest plan de salvare a noastră, a oamenilor căzuți în moarte, prin păcatul strămoșesc și prin păcatele noastre, am fost condamnați la moarte. Prin această pătimire și înviere, întrupare, pătimire și înviere, Iisus ne-a redat posibilitatea să ne întoarcem înapoi în sânul lui Dumnezeu. Pentru asta îi mulțumim, pentru că nu ne-a lăsat nici între tâlharii în care căzusem noi fiecare, nu ne-a lăsat nici în necunoștință despre acest plan al său și îl rugăm ca să facă ca și aceste sărbători să ne aducă printre ouăle și cozonaci, printre pasca de miel și ce mai facem noi pe acolo, toate alea de droburi și pasca și așa mai departe, să ne amintim că Dumnezeu a dat un preț pentru noi ca sufletele noastre să fie salvate. Îi mulțumim pentru asta și îl rugăm să ne ierte și Domnul Vlad Vasiliu va încheia în cuvinte și mai frumoase mulțumire către Dumnezeu și către dumneavoastră, de ce nu? Stăpâne atotputernic, îți mulțumesc plecat că am pășit pe urme în Betleem curat și am văzut copilul de mama alăptat în peștera în care magii s-au închinat. Mi-ai dat, Doamne, putere să umblu în pustiu călăuzit de dorul preasfântului Tău Fiu pe urmele atâtor părinți cu dar și har ce s-au jertfit să pună o cruce pe altar. Și păcătosul trup, Iordanul l-a spălat, să pot veni înainte-ți cu sufletul curat, să merg pe drumul crucii, Golgota s-o străbat. Stăpâne tot puternic, îți mulțumesc, plecat. Aceasta a fost emisiunea de săptămâna aceasta. Vom reveni și cu alte gânduri și frumuseți dedicate marii sărbători a creștinătății, învierea Domnului, în emisiunile viitoare. Până atunci, vă spunem și noi, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și să petrecem aceste sărbători în spiritul sufletului mai mult sufletesc decât în spiritul celălalt trupesc. La revedere și toate cele bune. Sărbători fericite, vă dorim. La revedere. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru darul pe care l-ați făcut telespectatorilor noștri. Cu mare drag. Cu mare drag.